Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă. Doamne ajută și Hristos a înviat. Suntem, iată, în cea de-a doua duminică după Paști, numită de biserică și de popor Duminica Tomii. Vom vedea de ce este numită Duminica Tomii și o să vedem credință așteaptă Mântuitorul de la noi. A trecut, iată, săptămâna luminată, a trecut prima parte și cea mai importantă a praznicului Învierii Domnului, pentru că de fapt sărbătoarea de 40 de zile până în miercurea de dinainte de înălțarea Domnului. Așadar, 40 de zile în care ne bucurăm, a înviat pentru noi și prin aceasta ne-a făcut nouă cale, la vremea potrivită, a învia și noi la rândul nostru din morți. Duminica Tomii se referă la o evanghelie care l-are ca personaj central pe Sfântul Apostol și Evanghelist Toma, numit Geamănul. O să dau citire Evangheliei și o să vedem de ce a îngăduit Hristos cele ce s-au întâmplat în această duminică, la 8 zile după învierea sa. Și fiind seară, zice, în ziua aceea, întâia a săptămânii, adică duminica, și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă! Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul. Și Iisus le-a zis iarăși: pace vouă! Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute. Iar Toma, unul dintre cei 12, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalți ucenici: am văzut pe Domnul. Dar el a zis: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, cu asta lui nu voi crede. Și după 8 zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele, și adu mâna ta și o pune în coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus le-a zis: pentru că m-ai văzut, ai crezut, Tomo. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Iată, deci, hai să spunem așa, șirul evenimentelor. Deci, în prima zi a săptămânii, duminica, aceasta este prima zi a săptămânii pentru noi creștinii, erau ucenicii adunați în foișorul acela unde se săvârșise și cina cea de taină, ultima masă pe care a luat-o Iisus cu ucenicii și momentul în care a instituit taina Euharistiei, când a spus: luați, mâncați trupul meu, beți sângele meu. Erau acolo, obișnuiau ucenicii să se adune în acel foișor, iar ușile erau încuiate, zice Sfântul Evanghelist, de frica iudeilor, pentru că iudeii, după ce l-au răstignit pe Mântuitorul Hristos, au căutat să facă același lucru cu toți ucenicii săi. Erau adunați după cum le-a poruncit Mântuitorul, să stea adunați în rugăciune. Prin ușile încuiate a venit Hristos, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Le-a dat pacea lor, acea pace dumnezeiască, nu pacea între popoare și între oameni, ci pacea aceea adusă de sus, de la Dumnezeu. A intrat prin ușile încuiate, arătând în acest fel că trupul său de după înviere are o cu totul altă consistență decât trupul de dinainte de înviere. El a murit cu trup biologic, cu trup pământesc, cu trupul pe care îl avem noi toți, dar a înviat cu un alt fel de trup. Un trup
care, iată, poate trece prin ușile încuiate, care poate fi material sau imaterial, Sfântul Pavel numește trup duhovnicesc. Într-o altă evanghelie, vom vedea mai târziu, a întrebat Hristos, când a stat în mijlocul ucenicilor lor, aveți ceva de mâncare? Și au pus înainte o bucată de fagure și un pește fript și el a gustat din acestea. Adică nu a fost nici un trup spiritual ca al îngerilor și nici un trup perfect material ca al nostru sau biologic, ci cu totul altceva, cu totul un trup pe care nu-l putem înțelege acum și explica în totalitate, ci doar cele pe care ni le spune Evanghelia. Dar este important, a trecut prin uși, fiind el însuși un trup cu trupul, nu doar cu duhul său. Le-a arătat mâinile și coasta, adică semnele răstignirii, ca să nu aibă ucenicii vreo frică că văd un duh, vreo nălucă, cum s-au speriat în alte rânduri. Și când au văzut că este Domnul, adică semnele răstignirii, s-au bucurat. Și Hristos din nou le-a zis, pace vă, precum a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi. Adică aici a instituit misiunea apostolică, ce se întâmpla până la sfârșitul veacurilor în lume. El a fost trimis de Tatăl să desăvârșească lucrarea de mântuire în lume, să aducă posibilitatea mântuirii în lume. La rândul său, i-a ales pe cei 12 și pe cei, până la urmă, și pe cei 70 dintre apostoli, pe care i-a trimis în lume după modelul trimiterii. Misiune asta înseamnă, vine de la verbul mito, ere, adică a trimite. Deci a face misiune înseamnă a fi trimis în lume de către cineva sau undeva pentru a împlini un lucru. Misiunea Mântuitorului a fost să realizeze opera de mântuire pentru toți. Misiunea apostolilor a fost aceea de a răspândi această învățătură, această credință nouă și, până la urmă, acest adevăr al mântuirii noastre. Apostolii, la rândul lor, au hirotonit episcopi, preoți, care, timp de 2000 de ani, iată, răspândesc și lucrează în lume și vestesc în lume acest mesaj al mântuirii. Și misiunea a început, iată, prin trimiterea apostolilor de către Mântuitorul. Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Nu i-a trimis oricum. Mergeți, pur și simplu. Ci mai departe, ne zice Evanghelia, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt. Căror aveți iertat păcatele vor fi iertate, căror le veți ține ținute vor fi. E, aici discutăm deja de taina spovedaniei. Adică apostolii au primit putere de sus, de la Mântuitorul, de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, deci i-a zis, luați Duh Sfânt, ca să ierte păcatele sau dimpotrivă să nu ierte păcatele. Prin hirotonia episcopilor și a preoților, apostolii la rândul lor au transmis această putere mai departe. Pentru că n-au ținut-o numai pentru ei. Ce s-ar fi întâmplat atunci? Care ar fi fost rostul? Dacă apostolii ar fi avut doar ei această prerogativă și odată cu moartea lor ar fi dispărut din lume această putere de a ierta sau de a nu ierta păcatele. Atunci ne-am aflat exact în situația de dinainte întruparea Mântuitorului. Acest lucru nu se poate. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și atunci această taină a hirotoniei, a duhovniciei a fost transmisă mai departe de către apostoli, episcopilor și episcopilor mai departe, preoților și din generație în generație s-a transmis până în zilele noastre și va fi transmisă până la sfârșitul veacurilor. Și trebuie să înțelegem că, până la urmă, aceasta este misiunea principală a preotului și a bisericii. Aceea de a mărturisi despre Hristos, despre mesajul Evangheliei, despre adevărurile sfinte și mai ales de a aduce pe om la Dumnezeu prin iertarea păcatelor, prin îndreptarea celor rele în lume. Restul misiunilor sunt, ca să zic așa, subsecvente. Misiunea socială, misiunea culturală, misiunea educațională, toate acestea sunt misiuni cumva transmise într-o latură omenească, de care avem nevoie, într-adevăr. Dar misiunea principală a bisericii este aceea de a-l duce pe om la Dumnezeu, a ierta păcatele prin episcop și prin preoți, a-l împăca pe om cu Dumnezeu și a crea pentru fiecare om în parte, sau a mijlocii pentru fiecare om în parte, o relație cât mai strânsă și mai vie a omului cu Dumnezeu. Mai departe,
Toma, unul dintre cei 12, nu era cu nu era cu ucenicii când a venit Hristos. I-au povestit apostolii despre cele întâmplate și Toma a zis, dacă nu voi pune mâinile în coasta sa și nu voi pipăi rănile de la mâini, nu voi crede. Această îndoială, să știți, a lui Toma, este îndoiala bună. Că el este numit, da, Toma necredinciosul. El nu a crezut cele spuse de Hristos. Nu a crezut pentru că Toma era o fire pragmatică. Am zice noi astăzi o fire foarte calculată și rațională. Și până la urmă, noi, în marea noastră majoritate, am moștenit această fire a lui Toma, acest caracter, acest temperament a omului care trebuie să vadă ca să creadă. Nu poate crede povești, ci trebuie să se convingă că acest lucru este într-adevăr demn de crezut. Și de ce spun că este îndoiala și necredința bună? Pentru că dacă ne uităm astăzi ce se întâmplă în lume și ce a făcut media cu noi, mass media cu noi ca oameni, putem vedea de ce era bună îndoiala lui Toma. Astăzi, dacă ni se spune ceva la știri, sau vine cineva și ne aduce un zvon, ba la știri, ba pe internet, ba într-un ziar, știrea aceea o credem 100%. N-avem nicio îndoială. De ce? E scris acolo, din moment ce e scris, e adevărat. Mai ni se pune și o poză trunchiată sau aranjată în Photoshop și gata. Credem, chiar zilele trecute am văzut două poze puse, una de fapt o poză în care erau niște călugări de la o mănăstire, nu știu de unde, fotografiați undeva afară, iar în fața lor niște animale împușcate, mistreți, căprioare, și titlul de știre era propovăduiesc postul, dar uite ce mănâncă, sau nu mai știu exact. Și poza reală era undeva lângă. Și anume acel sobor sau ce-o fi fost, adunare de călugări, pur și simplu erau fotografiați undeva, într-un loc, pe o pajiște, fără nimic în fața lor. Și fără să scrie nimic, bineînțeles, deasupra pozei. Cât de ușor poți manipula conștiința unui om prin presă, prin mass media? De ce? Pentru că omul a ajuns să aibă încredere în mass media. Și până la urmă nu este un lucru foarte rău dacă avem discernământ. Dacă nu avem discernământ și credem tot ce ni se spune, atunci e grav. Mai ales că în multe cazuri nu ni se pot aduce argumente. Dar această îndoială a lui Toma a fost una bună și a îngăduit-o Dumnezeu tocmai ca să ne dea modelul acela de a nu crede lucrurile până nu sunt clarificate în propria noastră conștiință, în propria noastră rațiune. După alte 8 zile, zice, ucenicii erau iarăși adunați înăuntru și Toma împreună cu ei. A venit Iisus iarăși prin ușile încuiate și le-a spus pace vouă, stând în mijlocul lor. Vedeți, orice arătare a lui Hristos de după înviere începea cu cuvintele pace vouă, pentru că el era deja trecut prin botezul morții și al învierii, iar pacea pe care o aducea era pacea dumnezeiască, nu o pace omenească. Fără să spună nimic mai mult, i-a spus direct lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Adică, a știut, da, fiind Dumnezeu, despre îndoiala lui Toma, despre faptul că el are nevoie de dovezi și ca el, repet, omenire întreagă are nevoie de dovezi. Și a spus, nu fi necredincios, ci credincios. Nu ne zice Evanghelia dacă Toma într-adevăr a pipăit rănile Mântuitorului. Cine zice, spune direct, Sfântul Evanghelist Ioan, a răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. N-a mai avut în mod clar nevoie să meargă să vadă, da, sunt rănile, da, ești tu, învățătorule. Ci doar prin simplul fapt că Hristos a fost acolo și a știut gândul acela de necredință, a fost suficient pentru Toma ca să creadă cu toată ființa lui. Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci nu învățătorul, nu mântuitorul, nu rabii, ci Domnul meu și Dumnezeul meu. Și răspunde Iisus, pentru că am mai văzut
Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. De ce? Pentru că un om care se convinge, un om care se convinge de anumite lucruri, are doza lui de liniștire, da? Gradul lui de liniștire. A, da, am văzut lucrul ăsta, așa este, m-am convins pe pielea mea. Nu este și proverbul, m-am convins pe pielea mea că e frig afară. Dar cei care nu l-au văzut pe Hristos și cred în învierea lui sunt fericiți, zice Hristos. De ce? Pentru că credința lor este, depășește limita rațiunii, depășește limita neputinței omenești, aceea de a verifica dacă lucrul este așa sau nu este așa. A crede în învierea lui Hristos, a crede fără a avea dovezile palpabile ale învierii, este deja un act mult superior gândirii raționale. Și este superior la modul emoțional și supra-rațional, pentru că acestea două se împletesc. Orice emoție care ne vine, până la urmă, se transformă și într-un gând. Și dacă gândul acesta este nu produs al minții noastre, ci este un gând al unei relații supra-raționale a noastră cu Dumnezeu, adică dincolo de rațiune, credința aceea se transformă în fericire. Da, Doamne, cred acest lucru. Cred că ai murit și ai înviat pentru noi. Cred că în Sfântul Potir este trupul și sângele tău. Cred că în taina spovedaniei mi se iartă păcatele. Deci dacă nu mai am nevoie de dovezi, aceste lucruri se transformă într-o stare de bine, într-o stare de liniște pe care Hristos o numește fericire. Da? Fericit, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Cu alte cuvinte, Hristos nu ne îndeamnă, după cum era un dicton în biserica veche, lansat de Inchiziție, acela, știți, crede și nu cerceta. Și conform acelui sau ton inventat de Inchiziție, au murit poate sute de mii de oameni care nu mărturiseau întru totul ceea ce se spunea de la amvonul oficial. Și să știți că atunci au fost foarte, foarte multe exagerări. Au fost foarte multe lucruri poate inventate de un ordin monastic, de un ordin clerical și așa mai departe. Nu vreau să intru în amănunte, dar acea credință oarbă care se cerea în Evul Mediu, în lumea apuseană a Europei, nu era credința pe care Hristos o cerea de la noi. Să crezi că Papa n-are nicio vină, că este infailibil, să crezi mai știu eu ce, să participi la anumite ritualuri. Vânătoarea aceea de vrăjitoare desfășurată de Inchiziție și de eretici a fost cumva ca să țină poporul în necunoaștere, nu în credința cea adevărată. Dimpotrivă, Hristos ne-a îndemnat să credem după ce ne convingem. Aduceți-vă aminte, sau vă aduc aminte de prima Evanghelie din Duminica Ortodoxiei, din prima Duminica Postului, în care Filip îi zice lui Natanael: am găsit pe cel despre care ne spun scripturile și prorocii. Este Iisus, tâmplarului din Nazaret. Și Natanael îl întreabă: din Nazaret poate să iasă ceva bun? Adică nu s-a auzit de niciun profet de pe acolo. Și Filip îi spune simplu: vino și vezi. Adică nu crede ce-ți spun eu, ci vino și convinge-te că este cum spun eu. Așa ne îndeamnă. Aceasta este vocea bisericii. Veniți și convingeți-vă de aceste adevăruri. Veniți și convingeți-vă că în Sfânta Liturghie se transformă pâinea și vinul în trup și sânge. Nu o să puteți să vă convingeți ducându-le la laborator. Este aiurea această convingere. Dar ne putem convinge de acest lucru împărtășindu-ne sau împărtășindu-vă. Și împărtășindu-vă azi, împărtășindu-vă peste două săptămâni, peste o lună, veți vedea că începe să lucreze acest har al lui Dumnezeu în noi, în biologia noastră, în mintea noastră, în sufletul nostru, și începe transformarea în ceea ce privește credința în primul rând. Adică suntem dispuși sau veți fi mult mai dispuși să acceptați aceste adevăruri despre care Hristos spune: fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Până la urmă, credința este un act de aderare la niște adevăruri pe care nu putem să le probăm 100%. Dacă le-am putea proba 100%, atunci nu s-ar mai numi credință, s-ar numi, eu știu, demonstrație. Și ar fi, de fapt, o evidență. A, da,
știu că această, văd că această pagină este albă, nu cred că este albă, ci este în mod evident, clar, faptul că pagina asta este albă. E, în ceea ce privește credința creștină, lucrurile trebuiesc trăite. Este acea cunoaștere prin experiență despre care propovăduiește, să știți, întreaga noastră credință. Vino și vezi, da? Cum spune Filip. Adu degetul tău în coasta mea, adică vino la Sfânta Liturghie. Ascultă, spovedește-te. Încearcă și tu, adică nu încerca să înțelegi doar curațiunea și după aceea să pui în practică, ci experimentează și convinge-te în propria ta persoană despre aceste adevăruri pe care ni le-a lăsat Mântuitorul Hristos prin apostoli și prin toată tradiția bisericii noastre și lăsate scrise în Sfintele Evanghelii și de fapt în tot Noul Testament. Îndoiala, revin, este o îndoială bună atunci când pleacă de la premisa că vreau să înțeleg lucrurile. Și nu este tot una să fii ateu și să zici eu nu cred până nu-mi arată cineva. Adică eu plec cu ideea, nu, eu nu vreau să cred. Nu vreau să cred, dar dacă cineva o să-mi demonstreze că este așa, atunci voi crede. Ci îndoiala bună pleacă de la posibilitatea sau de la dorința, Doamne, aș vrea să cred. Vreau să cred cu tot din adinsul, dar nu pot. Rațiunea mă oprește sau ceva mă oprește, dar eu vreau să cred. Ajută-mă să cred. Vă aduceți aminte de copilul lunatic, da? Cu tatăl său. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Noi am putea spune, ca și apostolul Toma, cred, Doamne, ajută pragmatismului meu, dorinței mele de convingere concretă. S-o pot depăși. Repet, lucrurile sunt total diferite. Când vreau să cred, dar nu mă las anumite rațiuni, e cu totul altceva ca atunci când nu vreau să cred și îmi caut argumente ca să-mi demonstrez necredința. Prin ateismul sau îndoiala rea, necredința rea, de această necredință sau îndoială bună a lui Toma. Toma fusese unul dintre ucenici. Toma aștepta și el venirea Mântuitorului, aștepta și el învierea. Dar avea anumite probleme, omenești până la urmă, limitele minții și rațiunii umane, peste care nu putea să treacă. Și de-aia el a spus, dacă nu voi vedea, nu voi crede. Eu vreau să cred, dar până nu văd, nu cred. Atunci Hristos i-a împlinit această dorință pentru că apostolul Toma era sortit, era destinat să fie unul dintre apostoli. El a propovăduit până departe în India credința creștină și a mai fost protagonistul unui episod, tocmai datorită pragmatismului acesta al său, la adormirea Maicii Domnului, vom vedea la vremea potrivită, dar sunt de mai multe feluri. Tari ca piatra în credință, ca și Petru, ca și Simon Petru, da, de asta l-a și numit Mântuitorul pe Simon Petru, datorită puternicei sale credințe, tari ca piatra. Oameni foarte iubitori în credință, ca și apostolul Ioan, care el mărturisește, ucenicul acela pe care îl iubea Iisus, îl iubea pentru deschiderea, pentru gigantețea sufletului său și pentru faptul că credea cu tot sufletul. Și oameni pragmatici, ca și Toma, care a asistat la minuni și a dat seama că are de-a face cu niște lucruri supraraționale venite de la Dumnezeu, dar totuși n-a avut puterea să creadă doar din cele spuse de frații săi apostoli. Așadar, suntem atât de multe tipologii umane pe acest pământ, însă credința, să știți, este un lucru pe care cu toții ne-l putem însuși. Pentru cei pragmatici au rămas minunile. Vă spuneam duminica trecută de minunea luminii sfinte de la Ierusalim. Mai există minunea neputrezirii morților, și alea sunt palpabile, da? Puteți vedea, de exemplu, moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul în mănăstirea Hozeva, aproape de Ierusalim. Puteți vedea, eu știu, moaștele Sfântului Ștefan Sinaitul, un episcop care a adormit în scaunul spovedaniei, cei care merg la mănăstirea Sfânta Ecaterina în Sinai, îl pot vedea acolo, dormind, adormit și pietrificat pe scaunul spovedaniei, iacă de 1000 și aproape 500 de ani, neputrezit, se văd și firele bărbii și cartilajul urechii și tot. Și emană un miros foarte plăcut de mir. Deci, iată, minune de la Dumnezeu, ca prin acestea
cei care au pragmatisme să se poată convinge că minunile sunt posibile la Dumnezeu. Nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Deci nici învierea din morțea lui Hristos n-a fost ceva ieșit din comun pentru Dumnezeu. Pentru noi, da, ca oameni. Pentru noi și o vindecare de cancer este ceva ieșit din comun, că ne-am obișnuit să credem că bolile sunt incurabile. Însă la Dumnezeu totul este cu putință. De asta și sunt vindecările miraculoase, chiar și de cancer. De asta și sunt tot felul de reveniri din morți clinice. Și din acest motiv ar trebui să privim viața noastră de zi cu zi ca pe o minune pe care o face Dumnezeu zilnic cu noi. Dacă ne privim viața ca pe niște drepturi și ca pe niște obligații pe care le avem de înfăptuit și nu ne ajunge timpul și nu ne ajunge priceperea să le îndeplinim, atunci viața nu este decât o înșiruire de evenimente. În schimb, dacă am vedea ca ucenicii săi, sau ca și ucenicii săi, iertați-mă, și ca și atâția sfinți și creștini în decursul atâtor mii de ani de creștinism, că viața noastră și fiecare zi care începe este un dar făcut nouă de la Dumnezeu, atunci am percepe orice eveniment de viață ca o mică minune pe care Dumnezeu o face cu noi. Iar acest lucru nu se poate fundamenta, repet, decât pe această credință izvorâtă din dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a crede cu tot sufletul în El. Așadar, să fim și noi, până la un punct, Toma necredinciosul. Până la punctul în care dorim cu adevărat să credem. Și să nu fim în partea cealaltă în care să dorim argumente. Și să dorim să credem și atunci Dumnezeu va face cu noi minunea. Nu aceea de a ne arăta rănile, ci minunea aceea de a ne desluși în mintea noastră și în inima noastră tainele credinței și necesitatea până la urmă a credinței către viața veșnică. Până duminica viitoare, Hristos a înviat, adevărat a înviat, Doamne ajută! Amin. Strigat-am către tine.